O să-l invit pe un alt prieten apropiat și drag nou, de care suntem foarte mândre, domnul dr. Șerban Damian. Este un nutriționist care sigur l-ați văzut în diverse alte emisiuni și care o să vă spun acum el, cu cele două fetițe ale lui superbe, reușește să aplice aceste sfaturi pe care noi le propovăduim de zor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, sunt din ce în ce mai apropiat de Asociația Emovere. Avem deja un istoric împreună, am organizat în primăvară un concurs pentru părinți și copii, am alergat împreună în parc și urmează, într-adevăr, să facem acum, sperăm, pe 9 octombrie, toată lumea este invitată în parcul Iorel la o altă ediție a crossului Campionii Sănătății, în care veniți părinte și copil și alergați. Eu sunt nutriționist sportiv ca profesie, sunt tată de doi copii, deci știu din toate punctele de vedere care este problematica cu copilașii, să-i înveți să mănânce sănătos și să nu aibă probleme. Este foarte adevărat că, în general, lucrez cu adulți cu obezitate, dar tocmai aici este problema și aici aș face legătura cu ce spunea Manuela mai devreme. Prevenția este baza. Este foarte grav când o persoană ajunge să fie obeză și ajunge în cele din urmă la medic. Dacă o persoană nu a știut să-și educe copiii să mănânce sănătos, au toate șansele să o facă o vizită împreună, fie când copilul ajunge mai măricel, fie când ajunge un adult obez, și atunci este extrem de greu de recuperat. Obezitatea la copii și la adulți este o problemă foarte gravă. Incidența obezității este într-o creștere îngrozitoare. Suntem pe locul 2 în Europa la obezitate la adulți și la copii undeva între locurile 3-4. Extrem de grav și nebăgat în seamă suficient așa cum ar trebui. Am printre pacienți copii cu obezitate și îmi dau seama că sunt recuperabili. Nu este ușor, dar sunt recuperabili. Acești copii suferă, sunt stigmatizați, sunt ocoliți de ceilalți copii. Și mai rău de atât, au premizele dezvoltării unor afecțiuni extrem de grave. M-aș referi în primul rând la afecțiunile cardiovasculare, la diabet zaharat, la diverse forme de cancer. Deci trebuie să luăm această problemă în mână nu de la nașterea copilului, ci dinaintea lui, să începem noi să ne documentăm, apoi să știm să aplicăm ceea ce trebuie pe copil, să ținem legătura cu medicul pediatru, pentru că medicul pediatru este cel mai important factor în copilărie pentru educarea alimentației. Deocamdată nu există nutriție infantilă sau deja vorbim de lucruri SF, însă, pe de altă parte, ceea ce avem aici, o cărticică simplă în aparență, însă este un mesaj pe care putem să-l transmitem copilului și putem să îi insuflăm sau să inducem anumite idei într-o modalitate pe care el o poate recepta, îi se implementează ideea unei alimentații sănătoase, iar acest lucru îl va face mai cooperant cu ceea ce dorim noi să-i oferim. De exemplu, să mănânce mere. Și apoi are șansele să devină un copil sănătos, să mențină un copil sănătos și să fie un adult sănătos. Este foarte adevărat că exemplul personal este determinant. Într-adevăr, dacă avem în frigider ciocolată, cârnați și ne ducem la fast food să ne petrecem ziua copilului, e clar că nu are nicio șansă, oricât i-am spune noi ipocrit, da, trebuie să mănânci mere pentru că au vitamine și fibre și așa mai departe. Trebuie, în primul rând, noi să facem acest lucru. Și în altă ordine de idei, și cu asta voi încheia, partea de mișcare. Degeaba ai o alimentație sănătoasă dacă nu completezi cu un stil de viață activ. Este o completare mai mult decât necesară. Felicit colegele mele din Asociația Emovere pentru lansarea acestei cărți și promit să fiu alături pentru orice alt eveniment cu mult drag. O să iau pe rând. Când Monica mi-a
a spus despre participarea la acest eveniment, mi-a spus, poți să spui de ce sunt utile cărțile pentru copii, cum le pot folosi părinții. Și atunci am zis, păi cum să le poată folosi? Și în ce fel sunt ele un instrument pentru părinți? Pentru că ele transmit informații prin metafore, prin personaje eroi și copiilor le place foarte mult să imite, și prin imagine și prin culoare. Și toate aceste modalități, modalități specifice emisferii drepte. Colegele mele psihologe, probabil, emisferii drepte, spre deosebire de modalitățile de receptare a informației specifice emisferii stângi, care nu... care funcționează cu alt tip de operator. De exemplu, atunci când le spuneți copiilor dumneavoastră cum faceți asta, nu pune mâna pe masă, ce fac ei? Vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Exact acest lucru. De ce? Pentru că modalitatea, partea dreaptă a creierului nu operează cu negație. Și atunci, ca și cum, ai îndemnat pe copil să facă exact acel lucru. Și atunci, povestea prin metaforă, prin personaje, cum spuneam, e o modalitate prin care îi puteți împinge ușurel, fără ca ei să știe, pentru a face anumite lucruri. Cele pe care vi le doriți, evident, și fără a folosi particula nu. Apoi, poate fi un instrument pentru a iniția diferite activități în comun. Pentru că, mai puțin tu, e foarte... pentru că, mai mult decât a le spune ce să facă, copiii sunt receptivi la ceea ce fac părinții și vor imita ceea ce fac părinții și nu ceea ce le spun. De aceea, dacă le spuneți, de exemplu, nu mânca ciocolată, ciocolata nu-i sănătoasă, mănâncă mere, dar în frigider se află întotdeauna 3 tipuri de ciocolată și 2 de prăjituri, el va înțelege, prin gradul de ocupare al spațiului, că ciocolata e foarte importantă și atunci vor face acest, exact acest lucru. Apoi, cum mai puteți folosi cărțulia? Puteți să o folosiți pentru a intra puțin în lumea lui emoțională, în lumea lui interioară. Știu că părinții uneori spun, nu știu ce-o fi în mintea lui, iată, parcă e o modalitate și poveștile în general. Puteți să-l întrebați, cine din familia noastră ar putea fi domnul Dulce? Domnul Acrișor. Da? Și o să fiți surprinși. De ce răspuns? Doamna Acră. Sau doamna Dulce. Mai puteți să-i întrebați de ce? Și să motiveze. La fel, puteți să-i întrebați pe cine antipatizează, cine nu le-a plăcut deloc. Și în felul ăsta veți afla despre fricele și despre idealul, despre dorințe.